toții cred că am făcut cel puțin o dată treaba asta. Am văzut o mașină parcată aiurea sau pe cineva făcând ceva prin trafic și am filmat sau pozat și am postat pe social media. De fapt, există chiar și grupuri de Facebook și nu numai cu astfel de imagini și filmulețe. Ca să nu mai vorbesc de miile de videoclipuri de pe YouTube și nu numai cu evenimente și situații din trafic. Ei bine, conform legii, îți poți lua o amendă de până la 6.000 de euro dacă mai postezi așa ceva sau orice alte imagini fără voia proprietarului. Aparent, dintr-o astfel de poză sau filmuleț, poate fi identificat proprietarul automobilului. Și asta este contrar legii protejării datelor. Și dacă proprietarul își vede mașina postată de tine, te poate reclama și tu îți iei amendă. Și amenda, repet, este de până la 6.000 de euro. Și acum mai spune, dar hașule, tocmai de asta și postezi cu numărul de matriculare al prostului, ca să-l fac de rușine pe prost. Și deși tind să îți dau dreptate, aparent este ilegal să faci asta. Acum, ca să o spunem pe aia dreaptă, astfel de grupuri au luat naștere din cauza lipsei de acțiune din partea poliției. Adică dacă poliția și-ar face treaba și-ar da amenzi și-ar sta cu bâta pe ei, șoferii nu ar mai face prostii prin trafic, nu și-ar mai face de cap prin parcări. În fine, toată treaba asta cu postatul imaginilor din trafic este super interesantă, sincer. Nu de alta, dar și eu am făcut asta. Și nu odată. Și dacă nu ai voie să postezi imagini cu mașina cuiva fără permisiune, înseamnă că nu ai voie să postezi nici imagini cu fața cuiva fără permisiune? Adică, teoretic, dacă îl vedeți pe, nu știu, Dorian Popa prin trafic, îi faceți o poză și o postați pe, nu știu, pe TikTok, dacă Dorian Popa vede poza și vă reclamă, voi luați amendă. Wow! Asta are implicații majore. Tocmai de asta, mai bine stăm de vorbă cu un specialist în GDPR ca să ne lămurească. Alex Georgescu, salut! Salut, Mihai! Alex, spune, chiar putem lua amendă în cazul în care ne prinde cineva că postăm număr de matriculare a cuiva pe internet? Depinde de situație, dar da, datele cu caracter personal sunt acele informații care identifică direct sau indirect o persoană. În cazul ăsta avem date cu caracter personal care identifică indirect o persoană fizică și atunci devenim operatori de date cu caracter personal dacă publicăm acele imagini în spațiu virtual. Bun, și asta se poate extrapola și la imagini cu, nu știu, cu casa, cu fața ta, de exemplu? Sigur, în cazul fotografiilor care reprezintă imaginea facială a unei persoane, atunci avem o identificare directă a persoanei vizate și avem o prelucrare de date cu caracter personal care se supune exigențelor prevăzute de legislația în vigoare de GDPR. Să luăm un caz ipotetic. Mă duc la un festival de muzică, fac niște stories pentru că sunt influencer sau poate vreau să devin influencer, am veleități de influencer și fac niște story-uri de la festival. Hei, bună toată lumea, am ajuns la festival, este frumos, uite, vată pe băț, vată de zahăr. În spatele meu inevitabil vor fi oameni, pentru că oameni sunt la festival, mulțimea de oameni. În cazul în care cineva se vede în story-ul meu, ar putea să-mi reclame story-ul și o să iau amendă? Dacă prelucrarea de date, deci publicarea respectivului story, nu s-a făcut cu consimțământul persoanei vizate, deci dacă nu avem o bază legală de prelucrare conform regulamentului de protecție a datelor, da, sigur că da, persoana vizată se poate adresa autorității de supraveghere cu o plângere sau poate face o cerere operatorului în care să solicite informații cu privire la prelucrarea datelor sale. Ok, și asta deschide un topic foarte interesant. În primul rând, oamenii ar putea abuza de treaba asta.
Adică în cazul în care te vede că ai făcut un story, te poate vâna și dacă vrea să-ți facă rău, poate să zică că am apărut un story respectiv și vreau să recam persoana respectivă. Adică ar putea genera și astfel de abuzuri. Sigur, există și situații în care se poate face o plângere în mod abuziv sau contrar bunei credințe, însă operatorul, deci cel care creează respectivul story, cel care publică imaginile respective, ar trebui să își ia anumite măsuri de prevedere sau de protecție a datelor, astfel încât în filmarea respectivă să apară doar persoanele care sunt de acord. Și au dat acordul. Care? Exact. Iar pentru celelalte persoane care apar în cadrul respectiv, acestea să devină neidentificabile, adică să nu poată fi identificate. Zic asta pentru că sunt foarte mulți influenceri, creatori de conținut și nu numai, și oameni obișnuiți, civili, care fac conținut de pe stradă, din trafic. Sunt influenceri, youtuberi, care își bazează tot conținutul pe a filma în trafic. Își pun GoPro pe cască și merg cu motocicleta pe trafic sau cu bicicleta sau... Oamenii ăștia vor fi practic nevoiți să blureze numerele de matriculare, să blureze fețele celor pe care îi întâlnesc pe stradă pentru a nu se risca și a nu fi pasibil de amende pe, nu? Pe viitor. Contează foarte mult scopul pentru care fac prelucrarea. Da, dacă respectiva filmare este pentru utilizare personală, adică îmi filmez traseul pe care îl fac cu motocicleta sau cu bicicleta și îl utilizez într-un cerc restrâns, deci este în scop domestic, atunci nu am nevoie de a respecta anumite exigențe privind legislația de protecție a datelor. În schimb, dacă vin cu acest conținut în spațiul virtual, deci le public pe internet, riscurile asupra persoanelor vizate cresc considerabil, adică în primul rând se pierde controlul asupra datelor respective și apoi mă aflu în situația în care prelucrez datele cu caracter personal ale unor persoane care nici măcar nu au fost informate despre această prelucrare și despre locul în care ajung datele lor cu caracter personal. Pentru că până la urmă, poate oamenii respectivi poate nu vor să apară în vlogul tău. Poate oamenii respectivi nu vor să știe toată omenirea că ei în ziua respectivă au fost în față la mall-ul cu tare. Adică este dreptul lor de a avea cumva această anonimitate când merg pe stradă. Când merg pe stradă, nu vreau să mă filmezi tu, să mă pui pe net, să arăți la toată lumea cum mă mâncam eu înghețată. Exact. Este o intruziune în viața, poate fi o intruziune în viața privată a persoanei fizice, chiar care viața privată se desfășoară și în spațiu public. Așa, adică faptul că ne aflăm în spațiu public nu înseamnă că nu mai avem viață privată. Deci, aveți mare grijă pe cine expuneți public și ce imagini postați, că este posibil să fiți amendați. Și acum știți, cu plăcere. În alte știri, pentru voi internauților care sunteți angajați, Portugalia a interzis prin lege angajatorilor să-și mai sune angajații în afara orelor de program. Cu alte cuvinte, dacă programul de lucru se termină la ora 18, șeful tău nu mai are voie să te sune după acea oră și mai mult, aceeași lege spune că dacă lucrezi de acasă, angajatorul este obligat să-ți dea bani în plus pentru factura la curent, la gaz sau la internet. Toate astea ca urmare a pandemiei și a faptului că din ce în ce mai mulți oameni lucrează de acasă. Și Portugalia este prima țară UE care implementează o astfel de măsură. Cât credeți voi că mai durează până ajunge și în România legea asta? Și vești bune pentru utilizatorii și creatorii de pe YouTube. O să dispară butonul de dislike. Vreau să corectez, nu o să dispară butonul de dislike, butonul o să rămână. O să dispară numărul de dislike-uri, adică nu o să poți să mai vezi câte dislike-uri are un clip. Dar poți să dai dislike dacă vrei. Creatorii vor putea încă să vadă câte dislike-uri au clipurile lor. Însă publicul, nu. Asta într-un efort de a opri agresiunea și bullying-ul pe care unii youtuberi îl practică. Mai ales când își trimit comunitatea pentru a da dislike
sau a hărțui alți creatori de pe platformă. Am pățit și eu. Și nu e deloc frumos. Dar vă ce părere aveți? Este o idee bună? Scrieți-mi în comentarii. Mi-ați trimis niște clipuri de pe TikTok săptămâna asta, de-am zis că mă stric de râs. Adică uite și pe bamețitul ăsta care se află pe un vaporaș în mișcare și s-a gândit el, așa cu mințișoara lui, că ar fi o idee bună să se prindă de un pod pe sub care tocmai trecea, pentru că nu e așa. Ce se poate întâmpla? Mă, mi-a dărâmat pe aia ca pe popice, mă jur. Ce credeai, gicule, că oprești barca? Adică uite și pe ăsta de aici, îi se văd doar mâinile, dar și el parcă zice, bă, ce p***a faci? Și dacă vreți să mai vedeți clipuri cu marțafoi, vă mai arăt unul. Un dude care s-a gândit că ar fi o idee bună să se dea într-un skatepark pe un trike. Pentru că, din nou, ce se poate întâmpla? Mă, vezi mă câte ori fraierită ăștia, mă. S-au dat ATV cu trei roți, mă. În primul rând, bine că nu a rănit pe nimeni. Mă rog, cea mai mare victimă a fost orgoliul tipului, care se ținea de tricicleta aia motorizată, zici că era legată de cuc. Și apropo de șmecheraj bătuți cu propriile scule, ia uite-l pe ăsta care își ia un șpiț în gură de la mașina de găurit. Cum e, Barosane? Până acum credeai că tu ești mașina de găurit, a? Doar că ți-a arătat ea cine-i șeful. Săptămâna trecută, ei, da, cu o lună când am pus ultima emisiune de genul ăsta, vă întrebam voi ce nume ați propune pentru Facebook. Paula Andrei spune, unde e rubrica Nimănui nu-i pasă? Ai uitat de ea. Nimănui nu-i pasă de ea și atunci am scos-o, dar o aducem înapoi. Hai să, uite, de exemplu, facem rubrica Nimănui nu-i pasă acum. Robert spune, Nimănui nu-i pasă ce spune Robert. Și Alex Yu spune, nu-i mai trimiteți omului videoclipuri așa vechi. Da, nu mai trimiteți clipuri așa vechi, eu o să le bag în emisiune, dacă mi le trimiteți. Măi, păi dacă tu nu ai TikTok. Eu nu am TikTok. Deci clipurile pe care tu le vezi de pe TikTok, vechi pe TikTok și oamenii care au TikTok le știu de mult timp. Dar eu pentru că n-am TikTok, pentru mine sunt noi. Pentru tine sunt noi, pentru că tu nu ai TikTok. Pentru tine este ceva nou. Ăsta a fost clipul, dragilor. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și să-mi scrieți jos în comentarii voi ce ați postat te v-a băgat în belea. Vreau să știu. Eu sunt Mihai Alexandru H și iar voi urmează să aveți o săptămână excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă hașul, mă. Pa!